Bună ziua, dragi telespectatori, bine ne-am găsit la Taverna Marinarilor. Am astăzi plăcerea să discut cu un constructor de bărci, domnul Nicolae Băcilă. Bună ziua. Bună ziua, ce trebuie să știe un îndrăgostit de mare atunci când vrea să își cumpere o barcă? Ne veți introduce în ABC-ul marinăriei. Ne aflăm aici la atelierul de bărci AXA din Mangalia, în camera în care special uscăm bărcile și le păstrăm după vopsire, unde avem expuse câteva prototipuri proaspăt transcoase din cuptor. Dacă vedeți aici, în partea de lângă fereastră, este o canoie gen clasic cu bordajele înclinate spre interior, așa numite tumble home, cu două barchete, proba și cupa, cu o întăritură centrală. Ea se propusează cu două pagaie. După cum vedeți, această canoe are în proba și cupa două compartimente etanșe, odată rol de a mări cu fundabilitatea embarcației și de a crea spațiu pentru depozitarea diverselor lucruri care nu sunt rezistente la umezeală. De asemenea, pentru plăcerea celor care se plimbă cu barca, am creat doi suporți speciale în care se poate pune o sticlă cu apă sau cu ce lichid dorește persoana care se. Barca este pentru două persoane. Dacă vedeți, o caracteristică a acelor tip de canoe este că acest tip de copastie, partea aceasta se numește copastie, realizată în felul în care vedeți, are rezistență mărită, nu se deformează. Această barcă, anume 43, are o bună stabilitate dacă se observă fundul este destul de lat, așa că pentru începători, în a începe o călătorie pe apă, este foarte bun. Și acum să vorbim puțin despre nomenclatura bărcilor. Bărcile au partea din fața lor, se numește proba, va fi aceasta, și partea din spate se numește cupa. Aceasta canoe este o canoe simetrică, la ea și proba și cupa sunt la fel, dar asta e nomenclatura. Partea din dreapta bărcii se numește bordul tribord, partea aceasta, partea din stânga se numește bordul babord. Deci, ca structură, așa, observăm că avem o întăritură unde este acest compartiment. Banchetele astea, de asemenea, singură întăritură transversală, să dea de dreptul portajului. Această întăritură este foarte importantă și toate canoile cu această întăritură în zona centrală a lungimii bărcii. Mai este și bancheta din partea din cupa care, la fel, asigură întăritură transversală. Și acest perete transversal contribuie nu numai la separarea acestui volum de nescufundabilitate, ci pur și simplu întărește zona în extremități. Pe fundul canoei s-au pus niște chile longitudinale pentru a mări cu rigiditatea fundului. În marinărie, pentru a reține mai bine porțile navei, rețineam acea formulă. BT, babord, tribord. Da? Stânga-dreapta. Așa. Deci, babord, B, tribord, T. E mai ușor pentru cei care sunt începători. Propulsarea acestei embarcațiuni, să spunem, se face cu un instrument de genul acesta, numit pagaie. Deci, într-una din extremități, stă unul din, spunem, din pasionații de a naviga pe apă și mișcare este în genul acesta, în bordul cealaltă, stă altă persoană, schimbă mâna. Din mișcarea aceasta se obține o viteză chiar de neașteptat, pentru că o barcă tip canoe are o formă foarte fine, ea este subțire la corpul lungimea, se creează un schiaj lung, ceea ce arată că rezistența la înaintare este mai mică decât al unei alte bărci, de exemplu, decât al unei bărci despre care vom vorbi în continuare. Vedem aici o embarcațiune mai mică. Această embarcațiune este foarte populară în lumea anglosaxonă. Se numește Dinghy Pram. Cum? Dinghy Pram.
Caracteristica este faptul că partea din prova care v-am zis se exe la fiecare barcă, aici pur și simplu este tăiată din rațiuni pe care o să vă explic. De fapt, această barcă, tipul acestei bărci, este barcă de serviciu pentru iachturile mai mari, care nu pot ajunge până la cheu. Iachtul are o abarcațiune de aceasta la bord, o pune la apă și se duce cineva la țăr, va duce apă, alimente și vine înapoi. Barca aceasta are ca element interesant faptul că nu are nevoie de peridoc, la lungimea de 2,4 metri se pune pur și simplu pe portbagajul mașinii, este ușor de transportat oriunde. Conceptul este a fi 3-in-1, adică trebuie să aibă propulsie cu vâsle și se vede o vâsle în bord central. Aici se pune un motor outboard de maxim 4 cai putere și n-am făcut aici pentru că cel care a comandat barca n-a mai reușit chestia asta. Aici se poate aranja un locaș pentru un catar de 2,5 metri cu o velă trapezoidală foarte simplu de manipulat. Și cine vrea să simte și vibrația la velei în vânt, este extraordinar de plăcut. De asemenea, această barcă, pe lângă faptul că fiind construită din placaje și lemne exotice, de exemplu aici se vede mahon, placajul cume, ea este, deci barca făcută din lemn are flotabilitate pozitivă, deci ea o îmbrâtă goapă până la nivelul copastiei, adică marginea superioară a bordajului, nu se scufundă. În plus, aceste compartimente din prova și din pupa sunt etanșe, deci cu atât mai mult barca plină cu persoane nu se va scufunda, dând o senzație sau o încredere celui care folosește barca că nu se poate întâmpla ceva rău. Vedem aici un lăcaș special în mijloc. Deci că aici este cangea, un element foarte important la o barcă. Când te apropii undeva de un mal și vrei să te oprești să ajungi acolo, trebuie să te agăți cu cangea, altfel n-ai cum să ajungi. Dacă ar fi fost un loc amenajat și este cineva pe mal, poate să apuce o paremă pe care, de exemplu, barbeta aceasta, de barbeta se numește parema aceasta legată din prova, din ochet, se aruncă la mal și cineva prinde de ea și te trage la mar. Sunt și concursuri de aruncat. Da, bineînțeles, acolo trebuie să se îndemne, așa precum americanii au concursurile de la sobă. Și marinari au învățat aceste concursuri de a arunca barbeta. Chiar există pistoale cu care poți să arunci barbeta la distanță foarte mare. Prima. Da. Ne întoarcem la această barcă. Altă caracteristică este faptul că bancheta centrală este pe lungimea embarcațiunii și conferă o rezistență longitudinală foarte mare. În zona aceasta este un capac sub care se găsește un compartiment etanș unde am pregătit un locaș unde se pune și o ancură mică, ancură tip umbrelă. Se leagă cu o paramă, parama este aici. Se aruncă în apă și stai undeva și pescuiești și faptul că ești pus la ancură, nu mergi în derivă și poți să stai în singur loc să pescuiești. Această barcă, deci, este foarte stabilă și ea este potrivită pentru, în familie, doi părinți și un copil, sâmbătă să petreacă. Într-o mare aeră? Deci, asta ar merge, nu, în lacuri de lângă mare, deci este prea mică, iar distanța dintre, deci ar trebui o barcă să fie mai lungă decât distanța dintre două creste de val. Și distanța asta e mai mare, trebuie să fie în jur de 4 metri minim ca să... Slavă Domnului, avem lacuri frumoase aici în Dobrogea. Avem destule lacuri frumoase care așteaptă pasionații cu bărci să le mobileze, să le decoreze. Din păcate nu avem suficienți sau nu sunt mulți pasionați în a gusta din minunatele senzații pe care ți le poate da o barcă pe apă. După cum vedeți, și la barca aceasta, zona centrală și pe fund, am pus două chile, o chilă centrală, două laterale, acestea au și următorul rost. Ai ajuns undeva la mal, se ține barca din prova și tu o tragi pe mal. Ca să nu se frece fundul să fie protejat, se freacă acele chile. Deci vedeți cu aceste mânele, se ridică barca sau se trage până la locul în care vrei să o lași pe mal. În zona din pupa există doi tacheți din los, care se folosesc să legi barca la mal, la un pom sau la un cheu. Să observă aceste gusee de întăritură în extremitățile, în colțurile din pupa. Avem
suportul pentru șurchet, în care intră șurchetul, în care se introduce vâsla. Aici este această popastie, spre deosebire de acelei canoe, care e făcută dintr-o singură bucată, din mahon, adică bucată, din file de mahon, care îmbracă bordajul, dându-i foarte mare rigiditate. În zona pupa și în zona prova, sunt două coaste, tot făcute din mahon. O embarcațiune foarte practică, exact, de agrement pentru lacurile noastre de aici din România. Câte persoane în cap? Deci, barca am calculat la stabilitate pentru o familie, deci doi părinți și un copil. Iată, este și încăpătoare. O distracție extraordinară, un weekend de neuitat. Este extraordinar să pui barca pe bagajul mașinii sus și într-o jumătate de oră să ajungi undeva unde e o baltă, să o cobor, doi oameni pot cobora ușor și să guștie plăcerile navigației. Cu ce continuăm oferta? Putem continua cu această canoe, care, spre deosebire de prima canoe văzută, se numește anume 47, deci are o lungime de 4,70 m, are forme mai fine, lungime mai mare, deci coeficientul de finețe este mult mai mare. Tot la fel, pentru două persoane, se numește canoe tandem, are o banchetă în prova, o banchetă în pupa, spre deosebire de anterioara canoe, aceste banchete sunt, să spunem, mai confortabile. De asemenea, punte este mai mare, deci compartimentele de la extremități au volum mai mare, se poate depozita mai mult sau putem să spunem că am realizat volume etanșe mai mari pentru siguranța. De aici sunt capace care închide etanș volumul, în care v-am spus se pot introduce niște obiecte sau pur și simplu păstrăm închis acest compartiment. La fel, avem una din cele două care avem nevoie ca să conducem barca și, de asemenea, avem această barbetă care o folosim ca să ajungi undeva să legi barca. Deci, altfel, n-ai putea să ajungi sau e mai greu de ajuns. În general, canoe nu are alte elemente pentru că interesul este să fie cât mai ușoară și să aibă o greutate mică la deplasare. După cum vedeți și pe funduirii, tot din rațiunea de întărire în steța fundului, special pentru greutăți mari, am pus o canoe, iar aceasta, dacă vedeți, este chiar textura lemnului. Deci, nu am obținut intenționat să se vadă cum apare fibrajul lemnului. Pentru a mări rezistența la zgârietură de mal, am îmbrăcat un stat subțire de fibre de sticlă, o rășină epoxy și, deci, dacă vedeți, așa apare. Ceea ce vedeți aici, am lăsat intenționat să se vadă, asta e tehnologia cu care lucrăm, este așa zisa sudură la rece. Deci, între fila de bordaj de fund, s-a realizat o sudură la rece cu o mixtură de rășină epoxy și cu o pudră numită filer caposit, să zicem. O embarcațiune potrivită pentru ce tip de ape? Deci, în general, merge la orice apă unde nu sunt valuri mari. Deci, a zice că pe o mare furtunoasă nu este recomandată, urmează să realizăm un caiac de ocean, care, cu spre deosebire de canoe, are puntea închisă și un singur locaș în care, sau două locașe, dacă sunt doi curios, care stau în machetă, deci apa nu va ocupa spațiul interior, de nu există pericol. E, de data asta, familia care ar visa la o astfel de embarcațiune trebuie să fie puțin sportivă. Sigur că da. Deci nu se poate. De cei care se duc spre apă trebuie să fie și puțin sportivi. Altfel nu ar putea să facă acest sport. Dar ce calități sunt necesare unui îndrăgostit de un astfel de tip de agrement? Calitățile trebuie să fie extraordinare. Adică, unu, să iubească apa. Doi, să nu-i fie frică. Și trei, să știe că apa și cu aerul și cu mișcarea în natură înseamnă sănătate. Cam ce preț au astfel de ambarcă? Deci, o barcă de tipul acesta, și gândiți-vă că deci este lucrată în handmade, ca spun tot manual, deci probabil în jur de 1500, deci 100 de aproximativ 1500 de euro. Ce fel de materiale folosiți în construcția acestor materiale? Folosim placaje și lemne exotice. Placajul acesta este un fel de spun așa, mahon dintr-o țară africană, Gabon de obicei, să duce
se numește Cocume. Aici am pus și un stejar românesc. În partea cealaltă se vede închis la culoare, la cealaltă pe care am pus avon, care dă mai multă noblețe, ca să spun așa, și prețiozitatea embarcației. Și se potrivește cu textura placajului Cocume. Vedeți că bărcile noastre, în general, sunt legate de animale fioroase. Deci ele sunt blânde la înfățișare. Bărcile vrem să dea impresia sau să dea putere celor care se urcă pe bărci, că au și energia acelui animal. Avem aici în fața noastră o mică bijuterie. Un neavizat nu și-ar imagina ce forță dezvoltă astfel de embarcațiune. Deci această embarcațiune, noi o numim mini-cursier. Da? Ea este destinată adolescenților și chiar adulților care vor să guste viteza pe apă, fără să cheltuiască prea mulți bani cu barcă mare sau cu motor foarte puternic. Deci această mini-cursieră poate să folosească sau recomandăm un motor nu mai puternic de 8 cai putere. 8 cai putere ajunge în glisare și chiar e o performanță deosebită pentru mărimea ei. Ce este foarte interesant este că această bărcuță, dacă vreți să numim așa, deși pare așa de mică și de sigură, este mult mai complexă decât alte bărci din jur. Are o structură, o osatură interioară care nu o vedeți aici, destul de complexă. De exemplu, aici, în zona din proba toată, aceasta este un compartiment separat. De aici, bordajul acesta este un alt compartiment, etanul separat. În partea aceea, la fel. Iar aici, acesta este dublu fund, adică un fund peste fundul bărcii, deci un alt compartiment separat. Fiecare din aceste compartimente, dacă vedeți, se aerisește sau se golește în eventualitatea pătrunderii unei ape din aceste dopuri care în momentul când se scoate barca din apă, ele se deschid pentru că trebuie să fie ventilat spațiul dinăuntru. Motorul outboard de 8 cai putere, sublinez, numai un 8 cai putere, se fixează pe oglindă în acest suport. Aici este sistemul de troțe cu care se face guvernarea, adică se conduce. Aceste piese se fixează pe motor. După ce se fixează pe motor, din timonă, pur și simplu, se face cu motorul să fixeze sau să urmeze direcția pe care o ia, cum dorește pilotul. Ce aveți dincolo, se vede telecomanda, care un sistem de cabluri similare cu cablul de accelerație, se leagă pe motor și obții accelerația, pornirea, oprirea motorului din această barcă. Această barcă nu are banchetă și în ea pilotul stă cu un covor de cauciuc, cum se vede în poziția aceasta, în genunchi. Se ține cu o mână timona și cu cealaltă mână se obține comanda. Pe măsură ce crește viteza bărcii și ea se apiază, adică pupa intră mai mult în apă decât proba, pilotul se lasă puțin spre proba ca să deplaseze centrul de greutate spre proba și să ducă barca cât mai mult în poziție orizontală. Deci, de fapt, în această fotografie se vede chiar barca cum stă în momentul în care ea prinde viteza maximă. Dacă se observă, fundul iese aproape din apă și rămâne în apă numai partea din pupa cu elicea motorului. Impresionant, ar fi de dorit ca astfel de embarcațiuni să fie vizibile pe plajele noastre, nu? Deci ia gândiți-vă că închiriem schijeturi. Deci schijeturile sunt foarte periculoase, da? Exact. Și, dar în orice caz, orice embarcație sau orice lucru care nu se conduce după reguli, e normal că pot deveni periculoase. Dar aceasta poate constitui o soluție în a elimina stresul acumulat în cursul săptămânii foarte încărcate și pentru adulți. Deci numai adolescenții pot folosi această barcă așa precum adolescenții folosesc kartul înainte de a învăța să conducă un automobil de putere. Această bărcuță poate să fie treapta de învățare înainte de a conduce o barcă mare. Sunt foarte multe accidente cu bărcile mari conduse de oameni care chiar dacă obțin carnetul de conducere, n-au încă experiență în spate, nu învață coordonarea distanțelor, cu viteza, cu mâinile pe comanda motorului. Așa că această barcă poate constitui o etapă absolut necesară pentru instruire. Da, un început frumos și o pasiune care poate
să ne lumineze viața. Da, și am vrea ca pasiunea noastră să mă lipsească și pe alții, în sensul și să construiască bărci, și să folosească bărci, să, cum să spunem, să multiplicăm dragostea de apă, să dezvoltăm cultura apei sau cultura agrementului nautic și în zonele noastre. Nu, până la urmă, această pasiune are o puternică, să-i spunem, componentă spirituală. Nu poți fi îndrăgostit de mare fără să nu ai un suflet profund și sensibil. Bineînțeles. Și vedeți, când vorbim de o barcă pe apă, deci, până la urmă, o barcă. O barcă înseamnă și arta de a o face, arta de a o conduce și pur la toate acestea se adaugă faptul că investești în sănătatea proprie. Petrecându-și două, trei ore, o zi, două pe apă, la sfârșit de săptămână. Adevărată poezie. Da, avem poeți care au cântat asta, sunt toate formele. Ce-i sfătuiți pe cei care vin la dumneavoastră să cumpere o embarcațiune, dar nu au cunoștințe temeinice de marinărie? Cum își pot alege o barcă potrivită? Da, este, întrebarea este foarte bună. În primul rând, trebuie să caute o firmă care are referințe și care le poate prezenta încredere. Să ducă să le vadă ce, să vadă ce bărci, ce produse au acei oameni. După aceea, acel client trebuie să spună pentru ce, care-i scopul bărcii. Dacă este o barcă de prins pește, atunci trebuie să aibă anumite forme, anumite dimensiuni. Dacă o barcă pur și simplu să se plimbe cineva singur, înseamnă alte forme, alte dimensiuni, altă motorizare, alt tip de velă. Dacă este o barcă care pur și simplu se dorește a fi un gen de ponton și te deplasezi cu o prăjină în apă, că există și sistemul ăsta de barcă. Se numește bărci tip punt la engleză. Stai pe ea pe punte, cu o prăjină lungă și împinge în prăjină și pur și simplu te deplasezi cu ea pe Tamiza, în Anglia. Există bărci care se conduc așa de câte cineva, au firme care închiriază și se urcă 6-8 oameni în barcă să plimbă pe Tamiza, deci fără motor. Deci există foarte multe feluri. Deci omul trebuie să știe ce vrea de la barcă. Iar constructorul, care de cel mai mult este și proiectantul bărcii, participă alături de client în definirea bărcii, în dezvoltarea formelor și dimensiunilor pe sistemul de proiectare care are. Și când clientul este mulțumit de cum arată barca pe calculator, noi bunul trebuie să facem și o machetă la scară mică a bărcii ca să realizeze omul mai ușor care este configurația tridimensională a bărcii, după aceea alege. Deci noi putem să facem barca, cum se spune, cum face proiectorul, costumul după client. Nu avem un set de matrițe, 3-4-5 matrițe care înseamnă 3-4-5 modele și nu putem să modificăm dimensiunile. Noi avem, să spunem, o configurație standard și după aceea o putem modifica în funcție de dorințele clientului. E o problemă. În România mulți se gândesc la buget. Nu este un domeniu foarte dezvoltat. Mulți se gândesc că este un lux să deții o barcă. Auziți, există, asta vreau să vă întreb, există un buget pe fiecare buzunar? Deci, bugetul este foarte important. Sigur că dacă funcție de bugetul pe care are clientul, poți să discuți, de exemplu, la o barcă cum sunt acestea, finisajul, cel puțin 30% din prețul total înseamnă finisajul. Una este să ai o barcă finisaj în care se vede toată structura, noi aici nu avem, dar poate cineva spune, nu vreau chiar finisaj așa, vreau o barcă să fie rezistentă, fără un finisaj deosebit. Noi oricum lucrăm cu îngrijire și atunci ținem cont cam de ce buget are la clientul. Deci noi încercăm să-l ajutăm să se încadre în asta, în asemenea măsură. Noi discutăm cu el și spunem cu ce material lucrăm. De exemplu, această canoie, făcută din placașul cume, este învelită și în exterior și în interior cu fibre de sticlă și cu rășină epoxi. Asta dau mai multă rezistență și mecanică, dacă vreți, și rezistență la zgârieturi, să nu ajungă, să spunem, apa la lemn. Dacă clientul nu vrea fibra de sticlă, normal că prețul va fi mai mic. Dar asta înseamnă că el în fiecare sezon va trebui să șlefuiască, să-i dea un stat de vopsea. Deci fiecare chestie are și avantaj și dezavantaj. În aceeași măsură, clientul trebuie să spună, vreau o barcă din aluminiu, dar aia înseamnă o anumită chestiune, vreau o barcă din osel, vreau o barcă din lemn. Iar eu revin la chestia că am făcut și bărci din fibră de sticlă, înainte m-am întors la un element natural, lemnul. Niciun material nu are vibrația naturală
lemn din care e făcut, simți căldură. Oricât ar fi, eu nu critic alte sisteme de construcție, dar fie că e lemn, fie că e oțel, că e aluminiu, că e filmă de sticlă, nu simți căldura lemnului. Și când te lovești într-o parte de lemn, când te doare la fel, ca atunci când te lovești în ceva de oțel sau ceva din material, aluminiu sau fibră de sticlă. Unde s-ar putea pregăti un îndrăgostit de mare în deprinderea tainelor navigației? Deci, acum, dacă este vorba de o barcă cu vele și barca aceea cu vele este pretabilă navigației, să spunem, costiere de mare, el trebuie să urmeze un curs în care să obțină un carnet de condus embarcațiunea cu vele. Dacă vrea să aibă un motor peste 4 cai putere, deci ar trebui să urmeze un curs la o școală specializată și în zona la noi, la Constanța, sunt destule școli, ca să poată obțină brevetul de conducător de embarcațiune cu motor, până în 6 mile marine de distanță. După aia e o altă categorie, după o perioadă de care ai condus barca până la 6 mile marine de distanță de țăr, poți să dai un examen să conduci și nelimitat. Iar pentru o barcă cu vele, cu rame, cu vâsle, ca noi, nu ai nevoie de nicio școală, pur și simplu înveți jucându-te cu vântul și cu apă.